În cele ce urmează o să punem caricatura din colțul din dreapta paginii și imaginea cu sigla și o să punem conturul, e destul de greu de observat, dar imaginea principală, respectiv caricatura, unde este mai evident, au un contur negru care va trebui setat de către noi. Deci, în primul rând, voi aduce sigla dilemma.jpg. Ce este caracteristic acestui fișier este că este deja dimensionat exact la mărimea potrivită. Și atunci nu trebuie să dau click și să trag ca să-l potrivesc eu unde vreau, doar dau un click și vine la dimensiunea la care trebuie. Și acum o să-l mut în așa fel încât să fie aliniat cu marginea din stânga. Poziția verticală o să o hotărâm imediat. Vedeți că aici nu se potrivește exact pe structura noastră de coloane, n-am intrat în atâta detaliu cu ea încât să se potrivească spațierea dintre siglă și caricatura din dreapta, deci vom face asta oarecum manual. Și atunci aduc și caricatura și o voi plasa în așa fel încât să fie, să zicem, cam cât o coloană de lată. Vedeți că în original spațiul ăsta este mai lat. Caricatura va avea niște spațiu alb în jurul ei. Dar ne ajută să știm cât de jos să plasăm acest element, numele revistei, care va veni dacă caricatura vine exact de la marginea de sus până unde ajunge ea. Că n-am pus-o fix pe coloană. Asta va fi înălțimea ei și atunci vrem ca titlul să se alinieze în partea de jos exact cu caricatura. Trebuie doar să-l tragem în jos. Din nou, ținem tasta Shift ca să nu meargă dreapta-stânga. Se duce doar pe o axă. Și trageți în jos până când vedeți o linie verde care unește cele două obiecte. Asta ne arată din nou că InDesign se prinde magnetic, face obiectele să se prindă magnetic unele de celelalte, să se alinieze întotdeauna frumos. Și acum, sigla asta noastră este aliniată la marginea din stânga și la baza caricaturii. Și caricatura care vine, am uitat să menționez, dar când tragem doar o imagine în InDesign, ea își creează automat și o casetă. Deci nu putem să avem imagine fără casetă, caseta este creată automat. Și acum, dacă vin și trag, redimensionez de marginile acestei imagini, voi redimensiona doar caseta. Și vedeți din nou, dacă dau click pe cerculețul ăsta, îmi arată marginea asta maro, unde mi este imaginea, și marginea albastră, care mi este caseta. Și pot să iau imaginea, să o centrez, din nou îmi va apărea, vedeți, linia verde, când sunt chiar pe mijloc, sau mai ușor, avem aici sus acest buton cu un pătrat în centrul altui pătrat. Dacă țineți mouse-ul pe el, scrie Center Content. Dar doar dați click pe el și imaginea va fi plasată fix în mijlocul casetei. Dacă dau acum W să-mi dispară liniile de ghidaj, văd că este o imagine alb pe alb și nu am această margine pe care am în fișierul PDF.
dar pot să vin să dau pe imagine, pe, mă rog, pe obiectul care conține și, și imaginea. Și de aici, de sus, am o linie care îmi definește natura conturului unui obiect. Este o linie continuă, ceea ce și vreau, dar în acest moment, stați că am dat click din greșeală pe altceva, în acest moment grosimea ei este de 0 și vrem să o punem la 0,5. Ea va fi automat neagră, dar este o linie de cu o grosime de 0,5 puncte. La fel, vrem să venim la imaginea principală. Dăm click pe ea și aici vom face un contur de un punct. Și am plasat cam toate imaginile mari din acest document. Mai va trebui să lucrăm cu portretele celor trei autori, dar acolo este altă discuție pentru că este un element repetitiv pe care îl vom crea o singură dată.